Tu cunoști bine istoria. Chiar dacă era obiectul preferat în școală, suntem siguri, o să te uimim. Egiptul antic, Grecia antică, Imperiul Roman și Evul Mediu. Fiecare va găsi ceva interesant în acest video. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Fără sprâncene. Cunoști oare când egiptenii antici, în semn de doliu, își bărbiereau sprâncenele și o făceau toți membrii familiei? Imaginează-ți, o făceau atunci când murea o pisică. Totul din cauza că considerau aceste animale pufoase creaturi sacre care au legătură directă cu zeița Bastet. Pentru omorul unei pisici exista și pedeapsă cu moartea. Apropo, istoricii consideră că pisicile moderne Mau sunt descendentele acelor pisici nubiene pe care egiptenii le numeau sacre. Perne neobișnuite. Cu toții iubim la final de zi să ne culcăm pe o pernă moale și să ne relaxăm. Însă, în Egiptul antic existau cu totul alte metode. Pe atunci, oamenii dormeau pe standuri speciale, care erau făcute din lemn, metal, piatră, iar oamenii bogați le aveau din aur sau fildeș. Aceste suporturi erau învelite în blană sau piele. Erau înfrumusețate cu pietre scumpe, la fel pe ele erau întruchipați zeii pentru ca ei să protejeze oamenii de forțele rele. De ce pe atunci se utilizau materiale atât de dure pentru somn? Nu este clar. Una din presupuneri ca să nu fie afectate coafurile. Doar imaginează-ți să te bați cu asemenea pernă. Piramide misterioase. Astăzi deja se cunoaște detaliat cine, când și cum au construit piramidele. Totuși, astăzi există multe mituri și diverse teorii despre asta. Hai să vedem care sunt cele mai populare. Cel mai popular mit spune că ele au fost construite de robi sau prizonieri. Nu e așa, o făceau oamenii simpli care erau achitați. Despre asta ne spun descoperirile făcute în orașe lângă piramide. Spre exemplu, arheologii au găsit casele în care trăiau oameni. Acolo era multă veselă și lucruri personale care nu puteau să aparțină robilor. La fel, constructorii mâncau regulat. Vită, miel, capră și asta cu siguranță e alimentația oamenilor liberi. La fel, conspirologii ne spun că unele găuri și unele tăituri din blocurile de piatră sunt atât de exacte încât erau imposibile de făcut fără un burghiu cu diamant. Însă ei au uitat că și în epoca de piatră, oamenii prelucrau minunat fragmentele de roci. Privește orice topor sau suliță făcută în epoca neolitică și te vei convinge singur. Iar faptul că cândva puteai vedea piramidele egiptene de pe lună e adevăr. Inițial, ele erau acoperite cu calcar alb lustruit, care făceau piramidele să strălucească ca pietrele scumpe. O imagine destul de frumoasă. Însă și acum merită să vezi aceste structuri străvechi, deoarece Marea Piramidă Giza e cea mai veche din cele 7 minuni ale lumii și unica care a rezistat până în ziua de astăzi. Ea a menținut titlul de cea mai înaltă clădire în lume creată cu mâinile omului 3000 de ani, până când în UK nu a fost construită Catedrala Fecioare Maria din Lincoln în anul 1311. Apropo, Sfinxul, lungimea căruia constituie 72 de metri, iar înălțimea 20 de metri, este cea mai înaltă statuie de monolit de pe planetă. Iar tu, ai văzut piramidele din Egipt? Te-au impresionat? Scrie-ne în comentarii! Medicina egiptenilor antici. Uimitor, însă e un fapt. Bazele medicinii moderne erau puse anume în Egiptul antic. Medicii de pe acele timpuri deja aveau cunoștințe în stomatologie, contracepție, tratau bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, chiar și depresia. Făceau colecții de rețete pentru arsuri, boli ale ochilor. Ei atât de mult au evoluat în medicină, încât realizările medicilor egipteni, europenii nu le-au putut depăși de-a lungul multor secole. Cel mai mare număr de medicamente era făcut pe bază de plante. Deja pe atunci, medicii au descoperit proprietăți benefice ale plantelor precum salcia, pelinul, aloea și multe altele. Tulpini, scoarță, florile plantelor erau mărunțite până la starea pulberii și unite cu alte substanțe precum iere. Făceau tincturi de alcool. Desigur că în aceste ingrediente mai erau și lucruri stranii. Bălegar sau alabastru. Uneori, pacienții erau tratați cu ceva ciudat. Spre exemplu, femeilor li se introducea salivă de cal în calitate de medicament dacă libidoul era slab. Sau utilizau nămol, pâine mucegăită, ca unguent pentru răni.
Însă, per general, medicii din Egiptul antic cunoșteau multe lucruri. Profesia era populară și respectată în societate. Multe instrumente chirurgicale de pe atunci seamănă cu cele moderne de acum. La fel, este interesant că medicii erau atât bărbați cât și femei. Femeile de obicei se ocupau de ginecologie și pediatrie. Una dintre legende spune că în Atena trăia o fată, Agnodica, care dorea mult să devină medic, însă femeilor și sclavilor le era interzis să învețe medicina. Din acest motiv, ea o perioadă lungă de timp se prefăcea băiat ca să meargă la ore, iar când s-a aflat adevărul, a fugit în Egipt. A găsit un adăpost, a învățat și a devenit medic. Ce înseamnă Cartea Morților? Sau după filmul Mumia, plin de taine, mistere și tot felul de artefacte, sau din cauza unei denumiri specifice? Însă mulți consideră că Cartea Morților din Egiptul antic e un soi de manual de necromatie. Ei se înșeală, e doar o culegere de cântece funerare și instrucții cum se făceau mumiile. La fel, acolo există indicații cum trebuie să te comporți în lumea morților ca zeii Anubis, Osiris și Maat să fie mulțumiți, cum să eviți diverse pericole din exterior și să ajungi la judecata zeilor viu și nevătămat. Iar vrăji pentru învierea morților sau îndrumări cum să blestem dușmanii acolo nu sunt. Corabia ucigașă. Locuitorii Atenei antice erau destul de dușmanoși. Spre exemplu, în anul 427 înainte de Hristos, ei au trimis o corabie militară, Trieru, cu războinici înarmați pe insula Lesbos în Mitilin, cu ordinul să fie omorâți toți bărbații. În ziua următoare, atenienii sau au revenit din beție sau aveau dispoziție bună, însă au ieșit pe piața centrală și au votat anularea masacrului. După care, a mai fost echipată o corabie și trimisă după prima. Ei mergeau cu o viteză nebună și au reușit să ajungă la timp și să prevină tragedia. Alexandru Macedon. Alexandru Macedon a intrat în istorie ca un comandant remarcabil, creatorul unui imperiu imens care s-a destrămat după moartea sa. Însă cel mai neobișnuit fapt despre biografia sa a fost faptul că profesorul viitorului rege macedonian era marele Aristotel. Și aici apare un fapt interesant. Pentru învățarea fiului, regele Filip a plătit cu restabilirea orașului natal pe care l-a distrus singur. Stagerul, situat la est de peninsula Halkidiki, chiar și a reîntors cetățenii care au fugit sau au devenit sclavi. Din păcate, acum putem vedea doar ruinele acestui oraș. Ele se află la 500 de metri la sud-est de satul modern Olimpiada. Acolo este un parc tematic dedicat lui Aristotel, unde poți vedea instrumente originale care funcționează conform legilor naturii și au fost descrise în lucrările filozofului. Ceas de soare, telescop, busolă, pendul și multe altele. Independența de bărbați. În comparație cu femeile din Egiptul antic, care erau complet independente în societate, pe atunci în Grecia totul era altfel. Femeile nu aveau dreptul să voteze, posede pământuri, nici chiar să moștenească. Scopul lor era creșterea copiilor și tot ce înseamnă treburi gospodărești, iar în privința legii, ele în totalitate aparțineau soților. Exista oare vreo modalitate să obțină independența? Da, însă un pic ciudat. Ele deveneau un soi de femei din escortă. Asta nu înseamnă că erau prostituate, ele distrau bărbații intelectual. Îi educau, ele deveneau prietenele ofițerilor, muzeile pictorilor, interlocutorii filozofilor, erau foarte educate. Da, da, pe insula Chios și Lesbo existau chiar școli care le instruiau. Baza care stătea la educația lor e libertatea în orice formă de exprimare. De aceea, ele nu doreau să se căsătorească, ci invers, ele doreau să adune cât mai mulți bani de la cei bogați și să trăiască bătrânețea fără griji. De facto, casele în care ele lucrau erau centrul jocurilor politice. Aici se adunau participanții conspirațiilor, organizau consilii care influențau istoria, însuși femeile nu doar că organizau întrunirile, ci și participau. La fel, erau garantul păstrării tainelor. Vânzarea Imperiului Roman. În istoria Imperiului Roman au fost multe momente neplăcute. Unul din ele datează cu anul 193 și povestește cum Imperiul Roman a fost vândut la licitație.
Totul a început cu împăratul Komodo, care iubea să lupte pe arenă cu gladiatorii, nu și să conducă statul. În plus, era un adevărat paranoic și deseori îi omora pe consulii săi, așa ca să nu să se întâmple o lovitură de stat. Însă anume asta i-a făcut pe cei apropiați să-l doboare. Ei l-au mituit pe antrenorul personal al lui Komoda la lupte greco-romane, Narcis, și acela l-a sugrumat. Noul împărat a devenit Perinax, unul dintre conspirologi, iar ca viitorul Cezar să nu fie lacom, ei au anunțat o licitație în care lotul era tronul lui Cezar și tot Imperiul Roman. Cel mai mare preț a fost propus de senatorul Didi Julian, 25.000 de sesterții pentru fiecare paznic, și el a fost numit un nou conducător, doar că el nu a rezistat mult pe tron, însă asta deja e o altă istorie. Neron, unul dintre cei mai notori împărați ai Imperiului Roman, era Neron. Numele său de mult a devenit cunoscut. Așa se spune despre o persoană când se dorește accentuarea cruzimii sale și lipsa de principii. Cea mai renumită istorie despre el spune că a incendiat Roma doar pentru a admira priveliștea, iar singur stătea la o distanță mare, cânta la liră și dansa. Însă, așa oare a fost? Acel incendiu a apărut în noaptea de 18 iulie anul 64 după Hristos, în zona comercială a Romei și a acoperit instantaneu tot orașul. Construcțiile de lemn se aprindeau ca făcliile. 6 zile focul nu încetenea. Din 14 regiuni din oraș au rămas întregi doar 4. Neron a fost implicat în asta? Nu, el nici nu era în Roma în acel moment. Conform scrierilor lui Tacitus, împăratul se afla la 60 de km de capitală, ceea ce nu se leagă cu dorința de a privi cum arde Roma. Îndeoseb să mai și cânte. Cine a mințit așa și de ce? Istoricii spun că asta e legat de cei care au scris istoria Romei. Spre exemplu, doi viitori conducători, Aton și Vitele, au fondat o reputație proastă a predecesorului. Nici clasa superioară nu-l iubea. Iată așa și l-au memorizat toți. Un om care a făcut rău, chiar dacă nu l-a făcut. Deliciile Imperiului Roman. Încă din școală ține minte că împărații Imperiului Roman organizau sărbători copioase în care se serveau multe feluri de mâncare delicioasă. Pește prăjit, caraca afumat, stridii, cașcavaluri, carne de pasăre, fructe de mare și fructe proaspete. Dar erau și bucate nu tare apetisante, spre exemplu sosul garum, care este picant. Pentru pregătirea sa, peștele era pus în saramură și lăsat în ea pentru 2-3 luni. Mirosul era atât de puternic încât se interzicea prepararea lor în oraș. La fel, cei din Roma iubeau băuturile energizante. Însă tu, cu siguranță, nu ai dori să încerci una. O variantă era de rahat de capră și lapte, gen oferea putere, dar mirosul te trezea instantaneu. Scutul Minervei, un alt exemplu de mâncare ciudată, a fost inventat de împăratul Aval Vitellius și prețul era foarte înalt pentru că conținea lapte de murenă și limbă de flamingo. La fel în meniu mai era pește în condimente azurii, creierul struțului și orez cu perle. Sună nu prea delicios. La fel pe atunci se prețuia creierul porcului, îl adăugau în tot. Salam, castraveți copți, marinați, chiar și în plăcinte cu trandafir. În suburbiile Monte Testaccio este un deal care constă din 80 de milioane de amfore care s-au păstrat de pe timpul Imperiului Roman. De unde s-au luat? În Imperiul Roman, uleiul de măsline era principalul produs în mâncare. Era utilizat peste tot, de la îngrijirea feței la iluminare. Pentru a le oferi cetățenilor cantitatea necesară, uleiul era importat. El era adus în amfore care după erau aruncate. Puteau să le reutilizeze, însă ei nu se gândeau la ecologie pe atunci. Însă acum, acest deal le-a ajutat mult arheologilor. Problema metroul roman. De mult trebuie să facă mai mare metroul din Roma. 3 linii nu ajung pentru a acoperi populația orașului de 2,5 milioane. Nu mai zicem de turiști, 28 de milioane de turiști anual. Însă este foarte greu de făcut pentru că în cadrul lucrărilor arheologice se găsesc bijuterii valoroase. Spre exemplu, până când construiau o linie ce va trece prin centrul orașului, au găsit o universitate construită în anul 135 înainte de Hristos, un complex militar și amfiteatrul. Cum a apărut barbecue? S-a adeverit că pe lângă America, Columb a descoperit și barbecue.
Când a ajuns pe malul noului continent în 1492, participanții expediției sale au descoperit că tribul local rumeneau carnea pe grill, care era făcută din cadrul de lemn care se ținea pe crengi, deasupra focului. Focul prăjea carnea, iar fumul o învăluia. Această tehnologie localnicii o numeau barbacoa, iar în 1526 a apărut cuvântul barbecue. Într-una din publicațiile imprimate a Spaniei a fost utilizat de Gonzalo Fernández, de Oviedo Vivaldes. Așa cuvântul și tehnologia s-a răspândit prin Europa și e utilizată și astăzi. Cavaleri. Cunoștințele noastre despre cavaleri de obicei se bazează nu din cărțile de istorie, ci filme și cărți. Cât de corecte sunt? Hai să aflăm. Luptau cavalerii la turnee pentru favorurile doamnelor? Posibil. În orice caz, într-un document se spune că câștigătorul obținea o floare, fular sau o altă mică atenție. Într-un alt document se spune că cavalerul care câștiga primea un sărut din partea celei mai frumoase doamne sau el lua cina cu ea. Însă nu acesta era premiul cel mare, ci banii. După turneu, organizatorul organiza o sărbătoare și înmâna premiul. În diferite surse se mai menționează asemenea premii, inele cu diamante, brățări cu rubine, cupe, pietre prețioase și monede. Ba mai mult, puteai obține un cal de luptă sau vânătoare. Pe atunci ei costau o adevărată avere. Încă un mit spune că nu făceau băi și făceau treburile murdare în haină. Da, atunci erau probleme cu igiena, totuși nici chiar așa. Armura era făcută astfel încât omul să poată să-și facă necesitățile. Iar dacă spunem că nu făceau baie cu anii, te mințim. Chiar dacă în societatea asta era condamnat, nimeni nu exprima public vreo îngrijorare. Datorie. În anul 1461, regele Edward al IV-lea a împrumutat de la Universitatea Oxford o sumă echivalentă cu $384. Mai târziu, o parte din datorie a fost întoarsă, însă $224 așa și-au rămas. A trecut timp, toți au uitat de datorie. Însă în anul 1996, un administrator zgârcit a aflat de ei și i-a spus conducerii. Când datoria împreună cu dobânda a fost calculată în banii moderni, s-a aflat că el datorează 290 de miliarde de dolari. Oxford a trimis factura Elizabetei a II-a, însă din cauza că suma întrecea orice măsură, a minimizat-o la 9 milioane pe care le-a achitat statul. Concluzia: dă datoriile la timp. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!